Piperul, nucșoara, vanilia, ghimbirul sau boabele de muștar sunt doar câteva dintre condimentele sau mirodenile pe care oamenii le-au folosit de-a lungul timpului, odată cu descoperirea de noi continente. Aceștia au aflat care este adevărata valoare a acestor prafuri aromatice nu doar în practica gastronomică, ci și în diverse afecțiuni cu care omenirea se confruntă de sute de ani. Spre exemplu, nucșoara era considerată în anii 1600 un leac miraculos contra ciumei, care a luat peste 35.000 de vieți în acea perioadă în Londra. De asemenea, făcând o călătorie prin istoria condimentelor, aflăm că celebrul botanist Culpepper cool recomanda ghimbir pacienților cu probleme în zona intimă. După descoperirea vaniliei, realizată de către cortez în Mexic, nu a durat mult până când acest condiment a ajuns pe teritoriul Europei, bucătarii și medicii găsindu-i numeroase întrebuințări, folosindu-l chiar și ca medicament natural împotriva impotenței. Aroma vaniliei se spune că ar exacerba simțurile, acesta fiind probabil motivul pentru care vanilia nu este permisă sub nicio formă în bucătăria mănăstirilor. Alte condimente considerate a fi afrodisiacă Odisea, ce sunt coriandrul, nucșoara, chimenul, dulce, șofranul, chili, scorțișoara și chiar boabele de muștar. Cele mai prețioase condimente din lume sunt tumericul, ingredient care reduce inflamațiile din organism și previne apariția cancerului. Cardamonul previne infecțiile gingiilor, dizolvă pietrele la rinic și ameliorează arsurile la stomac. Șofranul tratează depresia și insomniile, previne aciditatea gastrică și combate infecțiile urinare. Macul scade nivelul de colesterol, elimină stresul și tratează durerile de cap. Un alt condiment prețios este anasonul care stimulează pofta de mâncare, ameliorează durerile menstruale și reumatismul. Dovezile medicale privind beneficiile condimentelor de acest fel sau al mirodenilor continuă să fie explicate sau descoperite.